Și vă spun așa, Andreea Perju a trecut printr-un moment dificil, dar luptă să-și vadă fiicele fericite. Actrița ne-a acordat un interviu în exclusivitate. Haideți să vedem. La casting, am dat casting pe două personaje și îți mărturisesc că în momentul în care am primit caracterizarea Angelicăi, cumva am empatizat pe anumite paliere și în secunda în care mi-au zis că am luat castingul pentru Angelica, am simțit că asta trebuia să trăiesc acum. Adică nu pot să zic că noi am avut repetiții înainte să începem filmările, lucru care ne-a ajutat foarte tare, pentru că am primit indicațiile pentru fiecare personaj în parte și a fost important să înțelegem încotro vor regizorii și producătorii și scenariștii să ducem personajele și cred că acum lucrurile încep să meargă de la sine. Cred despre mine că sunt o mamă care încearcă să fie într-un echilibru, adică uneori sunt permisivă, dar de cele mai multe ori sunt destul de ferm, știi? Pentru mine școala este foarte importantă, ele știu acest lucru și atunci dacă la școală totul merge ok, ne bucurăm și facem absolut toate celelalte lucruri pe care ele și le doresc. Dar cred că este, eu ca părinte consider că în momentul de față, dacă pot să investesc în copiii mei, pot să investesc în sistemul de învățământ și în procesul acesta de învățare și de dezvoltare. Și atunci simt foarte mult la lucrul acesta, pentru că fără școală nu prea se poate, dar ne și distrăm foarte mult. Pentru mine, cred că aproape fiecare zi este o provocare, cel puțin în relaționarea cu Mara, care ți-am spus, este în plină adolescență acum. Vorba aia, e prima dată când sunt mamă de adolescent, n-am mai fost până acum și observ niște diferențe foarte mari între cum am fost eu ca adolescentă, unde nu eram întrebată cum mă simt, dacă am nevoie de ceva, nu mi erau înțelese stările și atunci am învățat doar să le țin în interiorul meu pentru că mi se părea că nimeni nu mă înțelege și mă uit la fetița mea care în zilele în care, nu știu, are tot felul de hormonii colcăie, în momentul acela simte că eu sunt acolo, știi? Și nu pot să zic că am tot timpul disponibilitate, n-o să mă prezint ca fiind o mamă perfectă, pot să-ți spun doar că încerc de fiecare dată să fiu în partea mea de sus, iar atunci când nu-mi iese, pot să zic că îmi pare rău, sau dacă consider că n-am greșit, nu zic nimic, însă ele, ți-am spus, simt că sunt lângă ele necondiționat și lucrul acesta contează foarte tare.